Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe. Astăzi aflăm că România se opune. Se opune tăierilor bugetare pentru agricultură. Să vedem ce va ieși din această poziție contrară curentului general european, mai ales că nu avem foarte mulți aliați în această luptă. Se promit subvenții mai mari pentru fermierii care vor dori să se asocieze. Subvenții mai mari pentru aceștia, mai mici pentru cei care nu vor înțelege în ce direcție merge agricultura comunitară. Declarația aparține unui secretar de stat din Ministerul Agriculturii. Se pregătesc noi reguli pentru exploatarea pământului. Nu e vorba de adâncimea de arat, nu e vorba de erbicidat, ci de felul în care e păstrat pământul. Nu ați făcut lucrările care trebuie pentru conservarea calității pământului, amendă de la 5 la 50 de mii de lei. Și o să aflăm despre o inițiativă franceză de promovare și mai abitir a alimentelor naționale din Franța. Da? Așteptăm și noi inițiative similare din partea României, mai ales că sunt 200 de milioane de euro, bani europeni, pentru astfel de acțiuni de promovare. Așadar, haideți să începem. A fost o reuniune la Bruxelles, o reuniune a celor care se ocupă de viitorul agriculturii europene. Da? În Consiliul Afaceri Generale, a avut loc ieri la Bruxelles, s-a discutat și despre cum vor fi împărțiți banii pe viitor. Și aici a apărut o divergență clară între România pe de o parte și cerințele oficialilor europeni de tăiere, de diminuare a sumelor pe anumite capitole bugetare. Concret, o să vorbim doar despre agricultură, pentru că asta ne interesează cel mai mult. România știm că se opune plafonării, deși nu ne e foarte clar de la București cum se va face această opoziție și care e varianta pe care merge România. În orice caz, secretarul de stat care a fost ieri acolo din partea României, Iulia Matei, se numește doamna respectivă, a spus România nu este de acord cu reducerea alocărilor pentru dezvoltare rurală, așa cum propune la ora actuală președintele Consiliului European. Bun. Nu suntem de acord și ce facem ca să obținem mai mulți bani. De exemplu, de la București am aflat, chiar din gura Ministrului Agriculturii, că în privința unei chestiuni parțiale din această viitoare politică agricolă comună, și mă refer la plafonare, România are două variante de lucru. Fie se merge pe plafonare voluntară, da? Așa cum există intenția Uniunii Europene de a lăsa la latitudinea țărilor membre, fie România va propune un prag de 300 de mii de euro de la care să se facă plafonarea. Vă amintesc, Uniunea Europeană vorbește de 100 de mii de euro pragul maxim, da? Începând de la 65 de mii și apoi începe să scadă subvenția, dar mai mult de 100 de mii pe fermă nu se poate primi. România propune un prag de 300 de mii, în condițiile în care această cifră nu pare a avea niciun fel de altă susținere în plan european. E strict o propunere a României, la ea nu s-a raliat nicio țară, nici măcar din estul Europei, așa că e greu de crezut că se va găsi cineva cu interes în agricultură dintr-un alt stat european care să vină alături de România. Așadar, ce mai rămâne? Dacă această variantă anunțată de ministrul Adrian Oros va pica la discuții, rămâne plafonarea voluntară. Asta rămâne la latitudinea statului să accepte sau nu să dea mai mulți bani decât cei 100 de mii de euro pentru fermele mari. Nu e cazul fermelor mici și mijlocii care nu ajung la astfel de valori în ceea ce privește plățile directe. Ce înseamnă plafonare voluntară? Că statul poate, din bugetul național sau prin derogare de la alte capitole bugetare, chiar din bani europeni, să completeze sumele de o anumită valoare care se cuvin marilor fermieri. Dar această plafonare voluntară e o ofertă otrăvită, pentru că, sigur, lasă la latitudinea Bucureștiului să decidă care mare fermier poate și cât poate să primească. Dar în condițiile în care bugetul României nu e un buget foarte generos, el e foarte strâns. Am văzut că, în general, bugetul Ministerului Agriculturii e mai mic de la an la an, că așteptăm câte o rectificare bugetară pentru a plăti, de exemplu, subvenția la motorină și multe altele, că anul acesta așteptăm rectificarea din vară pentru a vedea ce va fi cu programul Tomata Ciclu 2.
E greu de crezut că în aceste condiții de bani puțini și nu se știe ce va fi în viitor, va veni vreo criză, nu va veni vreo criză, nici mari economiști nu sunt în stare să spună până acum. E greu de crezut, spun, în aceste condiții că statul român va fi larg la pungă și va găsi banii necesari în așa fel încât mari fermieri să-și primească și ei banii pe care îi așteaptă și pe care consideră că îi merită, pentru că au făcut investiții și pentru că au mult pământ. Ei, acum, dincolo de faptul că nu vor mai primi bani, o să vedem în curând, în foarte scurt timp, o să vă spun, că se pot trezi și cu amenzi, că doar bugetul trebuie îndestulat. E adevărat, din grija pentru a conserva patrimoniul național, adică acea bogăție care se numește pământul arabil. Bun. Deci România se opune diminuării fondurilor de dezvoltare rurală. Ăsta e principalul lucru, e pilonul 2. Dar, dincolo de opoziția României, ce credeți că se va întâmpla? Din moment ce avem cifrele anunțate, nu știm bugetul, dar știm valorile cu care va fi redus fiecare proiect mare. Da, pilonul 2 e un mare proiect european, dezvoltarea rurală. Și acolo scăderile sunt undeva, hai să spunem, grosomodo, de vreo 15% cel puțin. Așadar, cu toată... cu tot respectul pentru Bruxelles și cu toată opoziția pe care o face România acolo, greu de crezut că se va întâmpla ceva în favoarea fermierului român. Bun, de asemenea, a mai spus secretarul de stat care a fost în Consiliul Afaceri Generale, care a avut loc ieri la Bruxelles, că vrea ca România să primească mai mulți bani în ceea ce privește plățile directe. Nu, convergența. Acel proces prin care subvențiile plătite fermierilor români pe unitatea de suprafață, pe animal, să crească la valori asemănătoare cu cele primite de fermierii din vestul Europei. Sigur, promisiune avem. Există și un plan care trebuie să ne ducă undeva la 215 euro pe hectar, de exemplu, în viitorul nu foarte îndepărtat. Să așteptăm și să vedem. Bun. Deci, România se opune la schimbările de politică agricolă comună, care îi sunt defavorabile. Și e și normal să se opună, nu putem decât să susținem demersul oficialilor, să vedem în ce măsură acest demers va fi și încununat de succes, mai ales că România e o țărișoară, când spun acest lucru nu e peiorativ, e o țărișoară în Uniunea Europeană. Nu e cea mai puternică din punct de vedere economic, nici cu agricultura nu suntem pe primul loc, în plan politic nici atât, așadar va trebui să ne supunem. Bun, șansa dumneavoastră de a primi mai mulți bani, și aici mă întorc la politica Uniunii Europene față de micul și mediul fermier. Prioritățile, da? Viitoare ale politicii agricole comune. Micul și mediul fermier, cei care trebuie să se dezvolte mult mai mult, să primească mai mulți bani, pentru că ei respectă mai ușor normele de mediu, de climă, da? Sunt mai adaptabili la ce se întâmplă în piață, după cum susțin toți oficialii, și de la București, și de la Bratislava, și de la Sofia, și de la Bruxelles, da? Dar micul fermier, atenție, poate să primească mai mulți bani sau mai puțin. Anunțul a venit din partea unui secretar de stat din Ministerul Agriculturii, care la televiziunea publică a spus așa: cei care vor înțelege să se asocieze într-o formă sau alta, că e cooperativă, că e întovărășire, că e fundație, că e, nu știu, composesorat sau altceva de genul acesta, vor primi bani mai mulți la subvenții. Cei care vor merge de capul lor vor fi încăpățânați și vor fi alături cu drumul, vor avea subvențiile reduse. Da? Deci, fermierii care se vor asocia vor primi subvenții mai mari. Declarația aparține secretarului de stat de la Agricultură, Emil Dumitru. E vorba de asocierea în cooperativă sau grupuri de producători. Deja, spune el, se lucrează la o departajare a subvențiilor în funcție de disponibilitatea fermierilor de a se asocia sau nu. Deci, există o declarație publică care vă spune clar, din moment ce se lucrează deja la un act în acest domeniu: faceți bine și asociați-vă dacă vreți să primiți mai mulți bani. Banii or să fie, sigur, bugetul va găsi totdeauna bani pentru așa ceva, o să fie din fonduri europene, va fi din bugetul național, nici nu contează. Dar dacă se anunță această schimbare, da, cei care se asociază subvenții mai mari, cei care nu se asociază subvenții mai mici, eu zic să vă gândiți de pe acum, de două ori, ce o să faceți în viitor. Deși această împărțire a subvențiilor ar putea spune cei care se ocupă cu echitatea în societate,
ar încălca puțin și Constituția Română și normele europene. E ceva asemănător cu ceea ce s-ar fi întâmplat dacă cele 40 de milioane de euro pentru instalarea tânărului fermier ar fi fost împărțită în două, jumătate pentru cei din țară, jumătate pentru cei din diasporă. Clar, neconstituțional și discriminatoriu. Acum, ministerul, sigur, care lucrează la acest act cu fervoare, poate să evite încălcarea legii fundamentale și a normelor europene, promițând doar subvenții mai mari celor care se asociază într-o formă sau alta, da? O cooperativă sau nu. Celor care nu se asociază nu ar trebui să le ia din bani, pentru că există niște legi, hai să numim așa cadrul general, niște legi care stabilesc foarte clar ce subvenții primesc acei oameni. De exemplu, dacă de la Uniunea Europeană se spune că pentru un hectar, da, pe suprafața de un hectar se primește o sumă de 195 de euro plată directă, nu poți tu, stat român, să iei din acești bani. Poți să iei din alte chestii care se plătesc de la bugetul național. Da, acelea sunt nesemnificative pentru grosul agriculturii românești. Dar fermierii români, în general, pe lângă ce scot de pe recoltă, trăiesc din subvențiile plătite de la nivel european. Nu de la, din ce plătește statul român. Și atunci, poate că ministerul, știu, se mai consultă cu juriștii. Eu nu sunt un expert în chestiuni juridice, dar sunt alții care se pricep în domeniul constituțional și spun că o astfel de măsură ar fi pur discriminatorie și ar fi atacabilă. La Curtea Constituțională, de exemplu, în justiție, în alte părți, da? La Consiliul pentru Combaterea Discriminării, unde vreți dumneavoastră. Nu e cazul, nu? De aceea există propuneri, sigur, cei din minister se vor gândi foarte bine, se vor consulta cu toată lumea și poate că se vor gândi doar să-i stimuleze pe cei care se vor asocia în cooperativă sau altă formă și nu să-i penalizeze pe cei care nu vor să o facă. La urma urmei, poate sunt niște daci liberi, extrem de încăpățânați, care vor să-și ducă viața liber pe bucățica lor, fără să se asocieze cu vecinul de peste gard. Bun. Asta e o hotărâre la care se lucrează, da? Schimbarea valorii subvențiilor în funcție de gradul de asociere. Bun, o să vedem ce o să fie. Mai sunt și alte lucruri care se pot schimba în agricultură. E un proiect care așteaptă să ajungă în Camera Deputaților în plen și care spune așa: dincolo de măsurile obișnuite de prezervare a solului, de păstrare a solului, pentru fermieri, pentru cei care lucrează pământul, proprietari sau arendași, nu va fi suficient, de exemplu, să curățe pământul după ce au strâns recolta. Nu. În cazul în care pământul respectiv a fost deteriorat, el trebuie readus în starea inițială pe cheltuiala celui care îl exploatează. Pentru că, da, există suficiente exemple nefericite în țara asta de terenuri care au fost exploatate în mod sălbatic, mai ales aici, în câmpia română. Sunt mii de hectare deja care nu se mai regăsesc, zeci de mii de fapt, de hectare care nu se mai regăsesc în categoria în care au fost odată incluse, în cele mai bune categorii de sol, da? Antia și a doua. După o exploatare sălbatică, cu monocultură timp de mai mulți ani, cu îngrășăminte la greu, solurile respective au fost degradate. Ei bine, dacă se va constata așa ceva, după ce acest proiect va deveni lege și cel care a distrus pământul nu se va supune legii de a-l readuce la forma inițială, la calitățile inițiale de fapt, atunci vor curge amenzile. 5.000 de lei pentru persoană fizică, da, dacă dumneavoastră nu aveți o firmă cu care lucrați pământul, 50.000 de lei pentru societățile comerciale sau indiferent orice altă formă juridică. Asta numai în cazul în care spun ați degradat pământul și nu întreprindeți măsuri care să ducă la repunerea pământului în categoria inițială de calitate în care era el. Bun. Acum, pământ avem, sigur, o să-l readucem și la valoarea inițială. Colateral, am o știre, spune așa, numărul producătorilor agricoli ecologici a trecut de 10.200 anul trecut. E cel mai mare număr din ultimii 4 ani, 10.200, dar din 10.200, 1.000 sunt în județul Satu Mare. Bravo lor, pentru că sunt foarte mulți producători ecologici acolo și nu e neapărat vorba de cultura pământului, sunt foarte mulți producători ecologici în domeniul zootehnic, în avicultură, da? Și bine fac că sunt, mai ales că în perspectiva schimbării de politică agricolă comună europeană,
chestiile astea ecologice vor fi și foarte bine plătite. Și ținând cont de faptul că și nouă ne crește nivelul de trai în fiecare zi, într-o zi va crește atât de mult încât nu o să reușim să ajungem la el, de înalt ce va fi. Pe măsură ce crește nivelul de trai, românii vor scoate tot mai mulți bani din buzunar pentru produsele ecologice, care logic sunt ceva mai scumpe. Și o să ajungem să nu mai cumpărăm produse ieftine și în felul ăsta o să trăim mult și bine și sănătoși. Ca să trăim mult, evident, trebuie să mâncăm mult. Da? Unii spun că nu e asta secretul, că trebuie să mănânci puțin ca să trăiești mult. Important e să mâncăm, să avem ce mânca. Da? În perspectiva schimbărilor de climă o să fie tot mai greu, dar autoritățile române, la fel ca cele europene și nu numai din toată lumea, sigur își fac planuri de viitor ce va fi cu agricultura românească peste 30 de ani. Știu că se lucrează la tot felul de strategii în paralel cu programul național strategic, da? Cel care privește banii europeni, da? Sigur, cei care sunt în fruntea țării, indiferent de perioadă, totdeauna s-au gândit în perspectivă ce va fi peste 20 de ani, ce va fi peste 30 de ani, ce va fi peste 40 de ani și iau măsuri ca să nu ajungem în situații extreme. De exemplu, din grija de a nu lăsa constructorii fără obiectul muncii, se amână realizarea autostrăzilor în România cu 10, 20, 30 de ani, în așa fel încât și generația viitoare de constructori să aibă ce să facă. Da, și nu e singurul exemplu. Dacă tot vorbeam de mâncare, sigur, în România nu o să fie o problemă niciodată cu mâncarea. Nu e așa, fiecare are pe cineva la țară sau cunoaște pe cineva la țară. Așa că se mai descurcă. De un pui, de o bucățică de carne de porc, niște roșii, salată, eu știu, vin, toamna, da? Se descurcă fiecare. Atenție că produsele românești, și nu numai, dar produsele românești vor fi concurate în plan intern și mai mult de produsele venite din Franța. Da? Pentru că Franța a constatat că nu vinde suficient în plan extern. Bucătăria franceză, agricultura franceză, produsele alimentare din Franța sunt percepute ca fiind pentru elite. Da, sunt destul de scumpe, recunoaștem, un foie gras e ceva mai scump, un camembert, sigur, e mai scump decât o brânză de țaga și multe altele. Șampania franțuzească, să nu mai spun că bate la preț orice vin spumant din România și francezii au hotărât o schimbare, da? Să lanseze pe piață produse mai ieftine, mai accesibile din punct de vedere al prețului. Da, se numește Taste France, gustă Franța, așa se numește, autoritățile din Franța, care se pregătesc să lanseze oficial acest concept, nou concept, la Salonul Agricol de la Paris, care va avea loc peste câteva zile, va începe peste câteva zile, ține o săptămână și sunt convins că vor merge și autoritățile române să învețe câte ceva. Acest nou concept, că spun ce va fi lansat la Salonul de Agricultură de la Paris, vrea să transforme produsele franțuzești în ceva căutat în toată lumea, în ceva ieftin, accesibil, așa cum trebuie să fie și produsele românești. Și suntem convinși că tot suntem noi francofoni, că tot Franța e un partener de încredere, de viitor pentru România. Că această idee ar putea fi, cu îmbunătățirile de rigoare, cu adaptările necesare, să fie copiată, da, și în România. Nu în sensul copy-paste, pentru că intrăm la plagiat. Dar tot facem tot felul de planuri și de strategii pentru viitor. Iată că francezii, care numai rău nu stau în ceea ce privește agricultura și vânzările în plan mondial, păi numai vânzările de vinuri franțuzești sunt de câteva miliarde de euro în fiecare an. Da? Și tot nu e destul pentru Franța. Franța vrea să vândă tuturor. Și la cei bogați și la cei mai puțin bogați. Și de aceea schimbă strategia produselor alimentare. Cele elitiste vor rămâne elitiste, da? Sigur o să găsim în continuare pate de foie gras garnisit cu icre negre îmbălsămat în șampanie și cu trufe de pe Coasta de Azur, dar vom găsi și mâncăruri mai ieftine. Și atenție că dacă nu ne mișcăm și noi, da? Cu strategii, cu adunarea produselor de la producătorii români, mici, medii, mari, nici nu mai contează cum sunt, o să ne trezim cu magazinele inundate de produse din străinătate. Mai ales că legea aceea pentru vânzarea produsului agroalimentar românesc a cam dispărut cu 51%. Legea 3.2.1 nu a fost modificată, nu mai e obligatoriu să ai 51% produse românești, așa că de unde va fi mai ieftin
și va răspunde normelor de calitate, de acolo vor cumpăra și supermarketurile. Și noi cumpărăm de la supermarketuri, că nu mergem toată ziua la țară. Foarte pe scurt, trecem puțin prin zootehnie. Gripa aviară ne dă târcoale după ce a fost descoperită undeva în Bulgaria. Acum și în Cehia a apărut un focar de gripa aviară H5N8 la o fermă cu 140.000 de păsări la est de Praga. Sigur, o să le sacrifice. Mai rău e că în apropiere e o altă fermă cu 120.000 de păsări. Noi ne amintim că am avut și noi undeva pe la Satu Mare, da? Sein, parcă Satu Mare, Baia Mare, pe acolo. Un focar de gripa aviară. Își exprimau doleanța cei din minister și speranța că va rămâne localizat acolo. Între timp, n-am mai văzut vreo știre, înseamnă că au pus capac gripe aviare acolo și nu s-a întins, nu? Asta înțeleg eu, din moment ce nu mai apare nicio informație, da? În schimb, nu scăpăm de pesta porcină africană. Vă amintiți, cu ceva timp în urmă, Comisia Europeană trimisese o comisie de experți în România să vadă cum luptăm noi cu PPA. Că spuneau că i-am dus cu zăhărelul, că nu le-am dat date corecte, că nu luăm măsurile care trebuie, că banii pe care ni i-au trimis milioane de euro pentru combaterea, prevenirea și combaterea PPA n-au fost bine cheltuiți, așa că s-au hotărât să trimită o nouă echipă de experți în România. Cât privește răspunsul, concluziile primei misiuni de experți, cea care a fost prin ianuarie, deocamdată e un mister total. Cel puțin pentru mine, deci nu pot să vă spun. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această nouă misiune de experți de la Comisia Europeană în chestiunea PPA, care urmează să vină în scurt timp în România. Oficialii Comisiei Europene au explicat pentru economica.net că instituția urmărește îndeaproape situația PPA din România și că pregătește o nouă misiune pe această temă. În timpul acestei misiuni, experți relevanți în managementul PPA vor ajuta autoritățile veterinare din România să dezvolte și să ajusteze acțiuni strategice împotriva bolii, au declarat oficiali ai Comisiei. Există încă anumite provocări care trebuie rezolvate în mod corespunzător, sectorul porcului necomercial, lipsa unei trasabilități efective și precauții de biosecuritate pentru porci vii și produse de origine animală care se deplasează între exploatații necomerciale. Măsurile suplimentare vor depinde de situația epidemiologică a bolii, au răspuns oficialii, întrebați fiind dacă vor exista măsuri economice împotriva României. Conform datelor oficiale, România a primit începând cu 2014 și până în prezent peste 50 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru cofinanțarea măsurilor de urgență și a programelor veterinare privind PPA. În luna aprilie 2019, Comisia a publicat rezultatele ultimului raport de audit privind pesta porcină din România. Concluzia generală a fost că autoritățile veterinare din România sunt competente în ceea ce privește gestionarea focarelor de boală apărute la porcii domestici. Cu toate acestea, lipsa unor măsuri eficace de trasabilitate și de biosecuritate nu sunt în măsură să limiteze boala la zonele infectate. Totodată, potrivit raportului de audit, continuarea circulației virusului PPA în rândul populației de mistreți reprezintă o amenințare continuă la adresa producției interne de porcine. Bun, o să ajustăm, o să croim, o să fie bine. Nu o să mai avem peste porcină africană. Cândva, în 10-15 ani, dar garantez eu că nu o să mai avem. Haideți să ne ocupăm puțin de comune, în general, foarte puțin. În această perioadă se desfășoară unde altundeva decât la București adunarea generală a comunelor din România. E asociația comunelor care își ține, hai să numim, congresul anual la București, da? În același hotel din centrul orașului, da, e bine, da? Ce se discută acolo? Evident, ce putem să facem să fie mai bine pentru locuitorii comunelor din România? În primul rând, va fi un PNDL 3, e promisiunea premierului. Asta e un lucru bun. În condițiile în care nu s-a terminat nici PNDL 1, PNDL 2 a murit, n-a fost finanțat, avem promisiunea că va fi PNDL 3. Bun. Dar să nu uităm, și cu asta închei emisiunea, am o informație care spune așa: în ciuda tuturor promisiunilor, în ciuda tuturor strădanilor, oamenii n-o duc mai bine la țară. Sunt comune în continuare unde se trăiește ca acum 100 de ani. Și dacă ți-e rău, singura speranță rămâne preotul satului, pentru că în România sunt 300 de comune în care nu există medic de familie. În alte 1400 nu e suficientă asistență medicală. Așa, și ce? Mai e și mâine o emisiune. Seară bună tuturor!